Să spun da, cum văd eu președintele României. Zim. Și tu îmi spui unde ești de acord sau nu ești de acord. Deci, în primul rând, cred că primul președinte al României ar trebui să fie dat de o coaliție puternică. Cum, de exemplu, ar fi putut fi dat președintele, dar fără să se rupă PNL de PSD, USL-ul da. Avea toate șansele să dea un astfel PNL-ul de... PNL-ul l-a rupt și l-a rupt ca să-l dea afară pe Crin Antonescu, să-l pună pe Iohannis, de-aia l-a rupt. Bun, nu mai contează că va aștepta până acolo, o să mai deslușim o dată. Într-o, o să facem o emisiune cu siguranță aici tu și cu Crin să le discutăm pe toate. Da, dar până atunci, vreau să fie un președinte ca ăsta, da? Care practic să fie alesul celor două partide și să iasă în fanfar și să aibă o majoritate de 60-70% și președintele ăsta să vină a doua și să spună: bună ziua, sunt noul președinte al României. 1. Vreau revizuirea Constituției. De acord. Între poporul român. Să mai luați român. Puteri de la mine, de la președinte, imediat, să le dați între la guvern român, și la vreți, parlament. Facem un referendum. Vreți republică parlamentară sau prezidențială? Mai nu, trebuie să explici. Asta stai o secundă, explici asta, da? 2, reforma administrativă. Da. Și 3, poți să faci de îndată, tu ca șef, să te rupi de cele două partide. Să nu mai tot pui toți procurorii care să-i ancheteze pe adversarii politici și toți judecătorii, să numești procurori independenți. Să modifici legea astfel încât la Curtea Constituțională să vină specialiști. Parchetul general să-și aleagă singur procurorul general. DNA-ul l-aș desfința mâine. Mâine l-aș desfința, adică nu mai are ce să caute DNA-ul în România. Cine să mă aresteze? Păi nu spuneam ca președinte ce aș face, da? Și aș numi șeful, procurorul șef și așa mai departe. Interesant. I-aș numi pe criterii absolut independente. Nu aș aduce nici de la Buzău, nici de la Caracal, nici de nicăieri. Știi de ce zâmbesc? De ce? Că pun pariu că 80% din ce ai zis o să preia George Simion în discursul lui. Foarte bine. Eu l-aș vota dacă vine cu discursul ăsta. Păi nu. Discursul bun face? O chestie foarte importantă. Nu știu dacă nu face jos. Da. O chestie foarte importantă. Măi, e această anomalie din... Cum e jos? Stai un pic. Că Iohannis a zis cine așa. Cine e jos? Nu face, îl dăm jos. Iohannis a zis așa. Votați-mă ca să vă scap de PSD. Nu și-aș rupe total pentru totdeauna justiția, așa cum a fost la un moment dat în Italia și în țările civilizate, de politic. Nimic. De la Curtea Constituțională, Curtea Supremă de Justiție. Păi dragul meu, ăla era cu naș și un suflet la Curtea Supremă de Justiție. Ăla care nu-i se spune numele, suna judecătorii și le făceau astfel dosare pe bandă rulandă, începând cu SRI-ul. Aș scoate SRI-ul... Eu nu cred că Iohannis sună judecătorii. Și nu mă poți bănui că mi-e simpatic Iohannis. Aș scoate SRI-ul de sub chestiunea politică. Băi, Serviciul Român de Informații. Aș scoate SIE. Nu e politic. De ce e politic? Păi, pentru că au fost protocoale... Deci, bă, că nu mai are director numit politic. Au fost protocoale între justiție și SRI și dosarele erau făcute servite de acolo. Pito, știi foarte bine. Și un lucru esențial, modifică legea asta, că niciodată nu știm cine face desemnarea primului ministru. Primul ministru e desemnat, nu trebuie făcută modificată. Primul ministru este desemnat la partidul care a obținut numărul așa cel mai mare. Așa scria proiectul de revizuire, asta era un argument. Da, ca să nu ne mai cine trezim. Câștigă așa primul loc, are dreptul să încerce să facă să încerce guvernul. Să facă guvernul. Băi, cine câștigă, cine al doilea încearcă, dacă nu și așa mai departe, niciun... așa cum e în toate țările civilizate. Ăia în Polonia probabil că o să câștige, cum îl cheamă pe ăla? Tusk. Dacă Tusk a luat numărul 1 și încearcă să facă, nu poate vine următorul. A luat numărul 1 PIS-ul, dar nu are majoritate. Nu și are majoritate și va are trece la locul 2, care are majoritate. Păi nu, cine are majoritate? Ăla trebuie să desemneze prim-ministru cum e pe tot în Europa. Gata, mai e ceva de spus în aparata. Avem o chestie aici extraordinară. Cenzura noua libertate. Ăsta să-l dăm titlu mâine, uite, cu Cristoiu. Promisiunile pentru o lume mai bună sunt ca blană de oaie sub care se află un lup fioros. Sub pretextul că se remodelează lumea, cenzura devine legitimă, iar în România sentimentele devin ilegale. Știi că dacă ai asta, sentimente de ură, nu știu ce, ești pasibil de închisoare. Eu încerc de câteva emisiuni să-ți spun că mă întrebai de ce sunt îngrijorat. Da. Mie mi se pare că noi, lumea democratică care luptăm cu lumea nedemocratică, da. Noi ucidem în această perioadă, în mod programatic, foarte bine. Libertatea de exprimare. Corect. Eu spuneam mai devreme dacă că dacă nu ești politically corect, da, corect, ești... Mă întorc din nou. Dacă eu vreau să râd, să glumesc... Asta zice. De un jurnalist care mi s-a părut mie că
e de râs că te arunci pe... Da, n-ai făcut. Tu ai preluat o chestie bun, și bun, preluat de la alt jurnalist. Da. Dom'le, mai aveam puțin să mă ardă părug în, păi, în piață. Victor, să fii sănătos. Dacă tu vrei să spui, dom'le, după părerea mea... Păi când ți-am spus că presa e cumpărată și... Nu-i vorba de presa aici. Ba da, și propagandă, ba da. Dacă tu vrei să spui, dom'le, după părerea mea, nu știu, Zelenski mic de statură. Aoleo, tu, că ești vândul lui Putin, dar este ticălos. Și n-are ce să trebuie să plece de grabă de la conducerea Ucrainei, dacă vrea să salveze țara asta. Mai e o chestie. Aș da o lege prin care scoate toți informatorii din presă, din partide, din toate instituțiile statului. Incompatibilitatea uneia care este, chiar dacă este acoperit, atenție, sau cum vrei tu descoperit, tu ai fost acoperit, mă rog. Nu, atunci, nu, eu am fost chiar general. Închisoare de la 5 la 7 ani. De ce? De-abia aștept să preia toți tembelii. Închisoare de la 5, de ce? General. Victor, nu se poate. La 15 ne-am ani. Ne-am trezit toate redacțiile stâmpânzite de securiști, de oameni care colaborează sub acoperire cu serviciile secrete. Dar tu ai un război în seara asta nu, cu nu, n-am niciun război. Eu vreau și democrație eu, și libertate. Nu mă alătur. Dar nu trebuie să te alături. O altă chestiune pe care a schimbat-o de mâine. Și acest lucru se întâmplă pentru că ai avut de-a face cu asta. Și în partidele politice, automat, nu, e un termen de grație de 48 de ore în care să se retragă, să-și dea demisia la propriu, în cazări unde vrei tu, sau să părăsească instituții. N-am nicio obsesie. Ba da, România de asta... Victor, nu pot să le împărtășesc. Păi, nu, cine asta e problema noastră. Ba da, este și asta. Cine? Portocală și cu un cheșel. Ideea de libertate este mai importantă decât cheșul. Sau în egală măsură. Da? Libertate și independență. Și toți cei care sunt în orice renunță instituție publică a statului, ba inclusiv în instituțiile private, că până acolo au ajuns mari companii, trebuie a doua zi să-și dea demisia. Sau funcționează în continuare în momentul în care se e face clar, de conspirare la închisoare. Gata. Unde se de-abia aștept serios, să vă declarația de avere. Nu vreau de să mă retrag în, pe o insulă, era pustie. Ceva într-o insulă cu vreme bună. O insulă în noua pustie, lume există multinaționalele care la nivel mondial interzic părerile negative despre comunitatea LGBTQI sau despre modul în care este privit feminismul. Măi, nu mai ai voie să spui că că ești amendat, da? Mai exact, cei de la The Spectator, deci este o analiză, au făcut o analiză legată de corectitudinea politică, care de fapt duce la cenzură. Mai ales cu privire la anumite subiecte considerate mai nou sensibile. Da. Iar corporațiile, apropo de corporatiști care sunt spălați pe creier, îmi asum, vezi, eu spun cu subiect și predicat, în ceea ce privește subiectul ăsta, sunt primele care liniază la asemenea cerințe. Oricine lucrează într-un mediu corporatist este prea familiarizat cu nesfârșitele comunicări interne. Acestea stabilesc modul acceptabil în care, în care lucrătorii ar trebui să abordeze probleme complexe. Am prietenă care e în Franța de 20 de ani, lucrează la o companie mare. Pentru că îi trimis scrisori, băi, ai grijă cum te porți avem fața blocului. Avem minorități extremiste și majorități lașe și ipocrite. Bravo! De asta bună se întâmplă tot. Deci cenzura nu a libertate, da? Da. Mai ai ceva de spus în apărarea ta? Pe când apare cartea aia, că stau într-o tensiune, zi. Păi, lucrăm. Lucrați la ea? Lucrăm. Suntem un colectiv. Care e cea mai tare dezvăluire în legătură cu ce nu trebuie să spui care e dezvăluirea? Da. Mi-am adus aminte acum, apropo, că a fost azi 6, alaltăier, da. Așa. S-au împlinit cei 8 ani de la demisie și mi-am adus aminte de ultima seară înainte de demisie. Cred că e interesantă pentru cei care m-au susținut și care au suferit. Și acum sunt oameni de bună credință că vrei să-ți dai demisia, care spun tot, nu te iert că ți-ai dat demisia. Tu ai vrut să-ți dai demisia și sunt mulți care au spus nu trebuie să ți-o dai. Sunt și care spun și acum. Care spun și acum și pe, e vorba de oameni la care țin și oameni care, pe care apreciez. Și eu te spun același lucru. Dacă ai dat timp înapoi... Da, tot. Atunci, în contextul de atunci, trebuia să-mi dau demisia. Păi, stai un pic, de ce să-ți dai demisia? Pentru ca să arăt că și în România cineva poate să-și dea demisia. Ok, bine. Mulțumesc că a fost... Chiar dacă nu e vinovat. Păi bun, tocmai asta era ideea, de ce să-ți dai demisia, mai ales după 8 ani? Pentru că o minoritate sângeroasă și... Așa, și ce face agresivă, domină o majoritate blazată și fricoasă. Păi trebuia să rămâi să schimbi lucrurile astea, Victor. Dar mai ai timp. Că am lăsat loc
României educate și României lucrului bine făcut al domnului Iohannis. Că ce, eu, doar ce eu stăteam în piedica lor. Spun. Nu te simți mult mai educat? Nu te simți că lucrurile se fac bine făcute? Știi care e umor? Tu nu l-ai votat pe Iohannis. Dar îți dai seama că unul care l-a votat zice... Zice, dar da, nici pe Băsescu nu am votat. Uite ce mi-a dar făcut. Nici pe cine a fost? Nici pe Constantinescu, nici pe Iliescu în 2000 sau când a fost. Așa. N-am greșit niciodată din punctul ăsta de vedere, am greșit din multe altele. Dar cine nu muncește, nu greșește. Când ar fi trebuit să da, să iau pe cont propriu. Doamna Lasconi a rămas fără funcție. Acum 20 de ani trebuia să iau pe cont propriu. Păi să... ești pe cont propriu? Nu, pe cont propriu la nivel mai mare. Dezvolu, mai... eu vin lunea la tine și aveam impresia că la nivel, cum să zic, da. Global, ca să zic așa.